Da, este foarte distructiv acest sentiment de vinovăție, pentru că efectiv omul rămâne fără energie în momentul în care acest sentiment începe să-l stăpânească. Vinovăția ne lipsește de încredere, ne lipsește de hotărâre, ne lipsește de energie, ne creează un complex de inferioritate. Ne pune în postura de a nu mai încerca, de a nu mai face, de a nu încerca să remediem, să reparăm situația, de a ne ascunde, de a trece pe partea cealaltă, de a ne feri de ceilalți. Adesea vinovăția chiar somatizează sub forma unor boli fizice. De asemenea, impactează asupra funcționării minții, apar o mulțime de stări mentale nepotrivite, chiar de, să spunem, boli ale minții, cum ar fi depresia, chiar și anxietatea și altele mai grave decât atât. De aceea, vinovăția nu este constructivă, nu are un aspect constructiv, nici măcar nu, ci doar destructiv. Există o componentă educațională care se bazează pe inducerea acestui sentiment de vinovăție. Și e foarte folosită. E deosebit de răspândit. Aproape că nu întâlnesc pe nimeni la care să nu o recunosc. Și noi am trecut prin ea. Dar atât au știut cei cu care am interacționat când eram în perioada de creștere și putem merge liber mai departe, iertând și înțelegând că așa au stat lucrurile.